Bun găsit la știri, urmează zile de foc pentru România. Meteorologii au extins codul roșu pentru 3/4 de țară și anunță că vom avea parte de cel mai intens val de căldură de până acum. Temperaturile resimțite vor atinge și 50 de grade Celsius în multe zone din țară. Ministrul Internelor, alături de șefii SUI, au chemat pe prefecții la ședință pentru a stabili planul de intervenție. Valul de caniculă fără precedent a pus pe jar autoritățile române. Au fost instituite măsuri imediate după ce Administrația Națională de Meteorologie a emis cod roșu de caniculă pentru cea mai mare parte a țării. Vreau să reiterez aspectul cu comitetele pentru situații de urgență și să vă rog că în toate zonele care sunt sub codul roșu să fie activate grupele operative și să fie activată coordonarea integrată, astfel încât orice situație care necesită reacție, intervenție, să fie rezolvată instant. Cer fiecare instituție și cele trei ministere, dar și în interiorul ministerului, fiecare instituție pe treaptă ierarhică, de sus în jos, să-și verifice competențele, planurile de acțiune în vigoare și să-și le exercite dacă va fi nevoie. Proactiv, ele trebuie activate, nu așteptăm la dreapta să intervină stânga sau la stânga să intervină dreapta. Lucrăm cu ambele mâini, simultan și concomitent. Meteorologii au avertizat că valul de căldură care va lovi întreaga țară va fi intens și persistent. Este vizată toată țara sub atenționare de cod roșu și portocaliu. Ne așteptăm în zonele avertizate de cod roșu, respectiv în Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia și Moldova, să consemnăm valori ale regimului de temperaturi la nivelul maximelor de 37-41 de grade, cod portocaliu între 35-40 de grade Celsius. Luni, marți și miercuri, echipa de la Administrația Națională de Meteorologie ia în considerare să prelungească codul roșu, având în vedere menținerea regimului de temperaturi la valori de 40-41 de grade. Practic, debutul săptămânii viitoare ar reprezenta vârful acestui episod de caniculă persistent, intens și extins în toată țara. În zilele cu temperaturi de foc sunt afectați în special pacienții cu boli cronice, copiii și vârstnicii. Medicii sfătuiesc să evite să iasă din case la ore de vârf și să se hidrateze corespunzător. Ne așteptăm ca zilele următoare, împreună cu comitetele județene pentru situații de urgență, să stabiliți locurile de amplasare a punctelor de distribuire a apei potabile în spațiul public, și care să fie dotate cu sisteme de răcire. În același timp, direcțiile de sănătate publică trebuie să informeze toate unitățile sanitare de pe raza județului cu privire la asigurarea stocurilor de medicamente de urgență. Și suntem chiar acum în legătură telefonică directă cu domnul Virgil Drăgușin, prefectul județului Gorj. Bună seara! Bună seara! Care sunt măsurile pe care le veți pune dumneavoastră în aplicare, așa cum spuneau ceva mai devreme, până și cei din ANM, o situație fără precedent? Da, într-adevăr, și județul Gorj se va afla sub cod roșu de atenționare meteorologică privind canicula. Vine după 3 zile de cod portocaliu. Astăzi, în videoconferința pe care am avut-o cu domnul viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne Cătălin Predoiu, am fost informat despre măsurile pe care trebuie să le luăm în această perioadă. După această videoconferință a fost convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență de la nivelul județului Gorj, care a vizat 2 componente, având același scop, protejarea populației. Pe de o parte, sfaturi adresate populației pentru a traversa această perioadă, și iar pe de altă parte cu instituțiile publice responsabile pentru a interveni în caz de necesitate. S-au avut în vedere identificarea grupurilor de locuitori care prezintă risc crescut în această perioadă, asigurarea de transportului de apă potabilă sau menajeră acolo unde rețeaua publică nu poate asigura debitul necesar, constituirea punctelor de prim ajutor, asigurarea de asistență medicală pentru persoanele cu afecțiuni, asigurarea stocului de medicamente necesar în această situație,
supravegherea calității produselor alimentare perisabile. Ați avut probleme și cu incendiile până acum? V-aș mai întreba. Din fericire, în județul Gorj au fost câteva incendii izolate, dar cu această ocazie, prin Comitetul Județean, s-a atras atenția și asupra riscului de producere de incendii în această perioadă și luarea măsurilor necesare, astfel încât să preîntâmpinăm aceste riscuri. S-a vorbit ceva despre raționalizarea apei potabile, eventual? Știm că inclusiv anul trecut au fost luate punctual, atunci când a fost cazul, pe perioade scurte, într-adevăr, decizii de ajutor. Da, într-adevăr, și în județul Gorj, lipsa de precipitații și seceta pe o perioadă îndelungată a dus în anumite localități la raționalizarea programului sau stabilirea unui program de furnizare a apei către populație. Însă am solicitat tuturor autorităților publice locale să ia măsuri de asigurarea necesară de apă menajeră sau potabilă în fiecare localitate. Pentru agricultură s-a discutat ceva? Agricultura, din păcate, suportă și ea această perioadă. Sper să nu avem probleme majore în ceea ce privește asigurarea hranei și apei pentru animale în sectorul zootehnic. În partea vegetală, sigur, va suferi foarte mult din cauza acestor temperaturi foarte ridicate. Mulțumesc pentru această intervenție. A fost prefectul de Gorj, Virgil Drăgușin, în legătură telefonică directă. Așteptați